Eric Șoș este campion național universitar, hunedoreanul obținând astfel calificarea la campionatul mondial universitar care se va desfășura în Portugalia. La finele săptămânii trecute s-a desfășurat la București cea de-a 10-a ediție a campionatului național universitar de karate. Multiplul campion, Eric Șoș, a reprezentat Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara. Confirmându-și valoarea, Eric Șoș, instructor de karate la clubul sportiv Elite Center din Hunedoara, a devenit campion național universitar, iar facultatea pe care o reprezintă a ocupat locul al treilea dintre cele 20 de echipe ale instituțiilor de învățământ universitar participante la întrecerea de la București. Competiția a fost organizată de Federația Sportului Școlar și Universitar, Federația Română de Karate și Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București. În urma acestui rezultat, hunedoreanul Eric Șoș a obținut calificarea la campionatul mondial universitar care se va desfășura în Portugalia.